Dacă vă plictisiți duminica acasă, Airsoftul este noul sport de relaxare din România. Vă trebuie doar câteva sute de euro pentru echipament. Undeva la marginea Bucureștiului, aproape 100 de oameni se strâng în fiecare weekend să simuleze un război. Totul se întâmplă în doar câteva ore. Armele folosite sunt replici ale armelor reale. În loc de gloanțe însă se folosesc bile de plastic. 1. Tot timpul ochelarii pe ochi. Ți s-au aburit, te duci undeva cu capul pământ, bagi degețelul, ștergi și așa mai departe. Nu dați ochelarii jos de la ochi, nici în respawn. Contact, avem contact. Acolo. Contact în față, contact în față pe clădire, 2. La ora 11.30 vom deschide un plic, vom afla o misiune secretă. Jocul e împărțit în două tabere, NATO și teroriștii. Printre pasionații de Airsoft se numără Cerebel de la Pro FM și Adi de la Vâlcea. Acesta și-a adus toți prietenii din Vâlcea în echipa sa. Foarte mișto, eu vin duminică, uite, aseara am cântat, de exemplu. Cântat până la 5.30 și acum am venit la joc. Cam cât ai investit în echipamentul pe care l-ai? Mult, ceva mii de euro. Dar nu-mi pare rău pentru că nu am prea multe vici. Noi ieșim să ne împușcăm în afară, dar ne folosim mușchii, trebuie să ne folosim și mintea și foarte multe alte reflexe și cunoștințe. Ăsta o să fie traseaua ambasadorului pe aici și să poată să-i curiască. Noi putem să mergem în 15 liber, da? Rămâneți cu vânătăi după astea? Da, dacă uite el care se protejează nu rămâne, cei care au pielea expusă mai mult riscă să aibă niște fete. Fetele se bagă și ele la război. Nu se tem de vânătăi și luptă cot la cot cu băieții. Am văzut că sunt și fete pe aici, ele cum se descurcă? În genere se descurcă mai bine ca băieții, că sunt mult mai atente. Colegii tăi de tabără au grijă de tine mai mult? Da, chiar am observat chestia asta, sunt un pic mai pregătit. Mâini de soldat.